În toamnă, cred că, sau în primăvara asta, nu mai știu, am fost pe la Ozornie, pe la Ismail, satul nou, în sudul Ucrainei. Am predicat acolo printre găgăuzi. Găgăuz înseamnă trădător. Găgăuz e un popor turci care a primit creștinismul și i-a maltratat, i-a masacrat și i-a fugărit din Turcia. Și ei au urcat la deal și au stabilit acolo la vărsarea Dunării în mare și acum ei sunt creștini. I-am cunoscut, am stat de vorbă cu ei, dar fiind acolo am vizitat mai mult frați. Și cineva îmi spune, frate Dragoș, vrei să mergi la o familie, că uite, la vreo 40 de kilometri, la doi bătrâni stai de vorbă, un frate și o soră. Zic, merg mă, dar ce s-a întâmplat? Și că a avut un băiat care acum vreo 9-10 ani, a plecat de la Ismail și a stabilit la Donetsk. Și acum când a venit războiul, era într-o seară la adunare, a intrat rușii pește dânșă și a făcut bajocuri de dânșă. Dar pe patru presbiteri, pe băiatul ăsta și încă trei, i-a oprit în adunare, i-a bătut, i-a schingiuit și i-a împușcat dimineața. Și a spus, du-te și stai o leacă de vorbă cu părinților, că așa-s de îndurerat, știi? Și a spus, uite, acolo în Ucraina. A venit la mine o soră, o femeie, frate, Dragoș, vreau să te rogi pentru bărbatul meu. Dar tu ești măritată, mă, ce cu tine? Da, sunt măritată, am 30 de ani, am 3 copii. Dar ce cu bărbatul tău? Îi pleca de un an de zile la război. Și a venit acasă pe 2 săptămâni și acum l-a chemat, l-a dus iară. Roagă-te, Domnul, să nu-l împuște, să fie, am nevoie de bărbat, am nevoie de tată. Uite că în Germania e mai bine, nu? Și în România e mai bine. Și spune că bunătatea Domnului, la umbra aripilor lui Dumnezeu, găsesc fiii oameni la adăpost. Odată era la noi în sat un om, a avut o fată care s-a pocăit, de fată. De la horă, om din adunare, s-a pocăit, s-a măritat. Dumnezeu a dat binecuvântarea. Acum tatăl s-a început și el să vină în adunare. Când facem evanghelizări și-l chemam, venea. Dar venea și când nu era evanghelizare. Venea așa, nu mai ne trezăm cu el. Nu mai ne trezăm cu el duminica când vine în adunare. Și odată îi spun, tot venind în adunare, mă, dar de ce nu vrei să te pocăiești, să te hotărești? Și el spune, băi băiete, că era un bătrân, spune-mi, băi băiete, eu știu că pocăința e bună. Și eu am să mă pocăiesc, dar eu am avut o grămadă de cumătri, am botezat, am cununat, am fost la multe nunți, am dat bani pe masă, mai am un băiet de însurat, la vară are nuntă, că-i logodit. Și cum o făcut nunta, eu vin la voi, la pocăiești și mă pocăiesc. Și în adevăr, la casa lui, la vreo câteva săptămâni, era o gradă plină de oameni, dar nu la nuntă, era la mort la el. El s-a îmbolnăvit, s-a dus în spital, că-l doare, nu știu ce, și l-a adus mort acasă. Dar el spunea că eu nu mă pocăiesc, că am un confitior de însurat. Pavel știi ce spune? Uite, ai văzut tu bunătatea lui Dumnezeu, dar tu disprețuiești bunătatea lui Dumnezeu. Că odată cineva, un pocăit, s-a lovit la un deget și a scos o vorbă urâtă. Și a spus, vai, am scapat-o, a ieșit. Dar altul spune, mă, eu nu mă mir că a ieșit. Eu mă mir pe unde a intrat, când a intrat. Păi astea n-au loc în inima noastră. Când scăpe o vorbă, o murdară, o înjurătură, ceva, n-am scăpat-o. Dar înainte de a o scăpa, unde era? Era în inimă. Era în inimă și într-o neatenție ai scăpat-o. Hai să probăm inima noastră la testul ăsta vorbire. Eu sunt crescător de animale și acum vreo lună a venit cineva să cumpere o vacă de la mine. Eu bucuros, măi, vin el și când vin în curte îi spune, pacea Domnului, tu ești pocăit, nu? Zic, da. Tu nu predici? Eu zic, predic. Și ai o vacă de vândut? Da. Hai să o vedem. Spune el în grajd. Acum nu pare bine că știe că-s predicator, că voia să negociez cu el, să mai țin la preț. Și spune, măi, dacă tu predici, ăi, nu înțelege noi. Cât vrei pe vacă? Eu zic, măi, omule, eu nu vând și nu cumpăr vaci. Tu ești din meserie. Uite-te acolo ea, spune cât face și cât face, cu atâta ți-o dau. Dar să spui drept. Ăla să uite, băi, 22 de milioane, bun? Păi bun, mi-o dai, ți-o dau. Dacă ați putea spui tu cât face, femeia îmi spunea la orenghi, mai cer un milion. Ce să-i mai cer dacă suntem doi pocăiți, nu? Și lucrăm cu inimă curată.
Așa sunteți și dumneavoastră? Un frate pocăit s-a dus în Norvegia să cumpere o mașină. O găsit el pe internet, o luat pe cineva să traducă, că eu am mulți prieteni în Norvegia. Norvegianul cam dintr-o bucată. O zic, domne, asta e mașina, dar la preț, cum ne înțelegem? Ci că eu am un preț în mintea mea, spune norvegianul. Nu-l lăs niciun euro, să știi. Îmi dai banii, cine îți dau mașina? Dar cât e? Norvegianul întreabă, dar tu cât îmi dai? Uite cum faci. Eu cât vreau pe mașină, scriu pe un bilet și țin biletul în palmă. Tu cât îmi dai, scrii pe un bilet și pui în palmă și schimbăm biletele între noi. Mă, ăla se uită la mașină, mașină bună, tot ce trebuia. Ăla i-a spus că el nu lasă nimic din preț și românii i-au scris 7.000 de euro, că îi dă. O lua și-a schimbat bilete, când a desfăcut biletul, norvegianul voie 4.000 de euro. Și acum el naș, acum cum face? Întreabă românul. Păi cum am spus, îmi dai 4.000 și o iei. Ăsta bucuros, 4.000, ci că a vrut să-l întrebi pocăit, dar nu l-a mai întrebat. Eram odată la noi, domnul a avut dreptate. Unde comoară, acolo inima. Eram odată la noi în sat, un frate avea o vină mare, un dar frumos, și eu mă uitam și eu, nu te uita, frate, Dragoș, le-am făcut când trebuie, nu mă leagă inima deloc de el, eu n-am treabă cu asta. Și când îmi povestea el mie că el nu-i legat de casă, a trecut un băiat cu o mașină, era pluat, și a trecut printr-o baltă, o mână tare și o stropit gardă. Și eu spune, băi, unde vei tâmpit-o cum merge, băi, ce cu gardă? Dar eu spus, aliniștit, că nu te leagă inima deloc, nu te leagă. Apoi nu mă leagă, dar trebuie să-l spăl de acum, știi? Biblia spune că acolo unde e comoara, acolo e inima noastră. Știți că unii strică cuvântul? La noi am o vecină acolo, un sat tare ortodoxă, dar ea chiar ține ortodoxia, e așa, merge la biserică, am chemat-o la pocăinț, nu, domn Dragoș, nu mă chem, eu am credința mea, la noi preotul așa, n-am spus nimic. O cumnată de ei cu care înceată și ea nu vorbește și o însura ficiorul. Dar ficiorul trăi prin Anglia vreo 2-3 ani cu una, se de mult cu dânsa. Acum au venit în sat și au făcut nuntă și au dus în biserică și au cununatul și îmi spune vecina mea, dar eu zic, dar cum de-o cununat popa dacă știi că o trăit înainte? Eh, cum de? Eu da 500 de lire și pe bani, ești o cununată. Apoi vine Biblia și spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Îmi puteți da atâtă germană, măcar că nu e a voastră. Eu nu vorbesc decât ce-i scris. N-am voie să stric nimica. Un predicator care are inima curată nu dă Scriptura pe bani. Nici nu dă adevărul pe două ciocolăți. Înțelegi? Pavel vine și spune, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu inima curată. Să ne dea Domnul inima curată, amin? Și în care, eram odată într-o adunare și a venit un dirijor de cor, spune, frate, dragă, bine că ai venit, azi hotărăști. Cine dirigează corul, eu sau fratele ăsta? Că erau doi dirijori, se certau. Și eu mă uit, dar dirijează amândoi, mă. Zic că nu se poate. Ori dirijez eu, ori dirijează el. Eu am spus, ori nu dirijează niciun până la urmă. Că acolo unde e inimă curată, acolo în cap și doi predicatori, și doi presbiteri, și doi cântăreți, și doi proroci în cap, dacă e inima curată. Dar dacă inima nu-i curată și mântrie și dorință de întăitate, nu mai încape nimic. Unii își fac carul ăsta așa de mic, nu-i cât al lui Iehu. Au un car mic, nu mai are loc nimeni pe lângă dânsul. Dar ăștia n-au inima curată. Eu aș dori ca noi să avem inima curată. Amin? Și pentru mine o mare minune este când un păcătos se întoarce la credința în Domnul Iisus. Am multe exemple, aș putea vorbi mult în privința aceasta. Doar unul spun că la noi în sat era un frate, nu un frate, un om nepocăit, nevastă pocăită, ceva fete pocăit, băieți nepocăiți. Omul ăsta, eu în viața mea nu l-am văzut niciodată treaz. Eu nu știu cum arată omul ăsta treaz. Cu geanta în mână, dintr-un șanț în altul, venea de la servici, când ajungea acasă era zbir, leu, paraleu. Dormea nevasta, fetele, prin porum, veneau dimineața, așa era el de rău. Și am făcut o săptămână de evangelizare și a venit fratele Ionică Bergi de la Bistrița, au predicat și într-o sâmbătă seara a întrebat dacă cineva se hotărește, el era acolo, începe a plânge și a spus că se hotărește. Eu eram după amvon și atâta mă gândeam, oare-i treaz sau-i beat?
Asta era în mintea mea, ăsta cred că e beat. Că am văzut că plânge și o ridicat mâna. Primul care n-o crezut am fost eu. Fraților, omul ăsta a venit și a doua zi, duminică dimineață, și a venit și duminică seară, și a tot venit la adunare. Îmi spunea cineva că el era atunci în concediu, lucra la combinatul de prelucrare a lemnului în Suceava, și când o găta concediu și a plecat acolo, când l-au văzut ăștia pe Mitruță, cu sticlă, cu pahare, au venit. Și el o zic că nu, că eu m-am pocăit. Îmi spunea cineva, așa râdeu aceea, de nu mai puteau, Mitruță pocăit. Și Mitruță a rămas pocăit. Și Mitruță a primit botezul în apă, și Mitruță a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, și Mitruță iese la învon și predică Evanghelia. Și nu o predică așa ca mine, cu rutină. El ies în fața învonul de multe ori și întâi plânge câteva minute, plânge și adunarea tace și așteaptă până termină fratele Mitruță de plâns. După aceea începe să predice și eu știu de ce plânge. Nu este asta o minune? La noi în sat avem mult minune. Când o familie, când o femeie s-a pocăit, bărbatul a bătut, a fugărit, a scos de acasă, a prigonit-o și la urmă i-a otrăvit mâncarea. I-a pus o travă mâncare ei și la copii și nu au avut nimica. Când restul la mâncare le-au aruncat la animale și animalele au murit, ea o lua și o dus ceva la analiză și o spus, domnule, ce ai dat la păsări și la astea să mănânce? Păi niște resturi de mâncare, dar voi ați mâncat, de aici am mâncat. Păi mâncare otrăvită. Și omul ăsta trebuia să facă pușcărie și nevasta l-a iertat. Eu pe omul ăsta îl țin minte când cu pielea goală, cu toporul în mână, fugea după cineva. Și odată predica la noi fratele Virgil Neagu. Și avea el o predică despre spontaneitatea Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt n-are cutiuțe, șabloane și slujbe cum le punem noi. Că Duhul Sfânt face ce vrea și când vrea El. Și în timp ce predica fratele Virgil, se ridică omul ăsta, era la evangelizare. Și spune, stai așa, băi, oprește. Întrebați-l Virgil, oprește așa. Virgil a rămas, a oprit. Și omul ăla se ridică, băi, oameni buni, voi mă știți pe mine, hai lăsați-mă să fiu și eu pocăit cu voi, că nu știați să hotărască, vreau să mă pocăiesc. Și a mai revenit fratele Virgil. Și a început iară să predice, să ridică un băiat tânăr, stai așa frate, stai, că și eu mă hotărăsc. Și în timpul predicii, în timp ce frate Virgil predica, l-au întrerupt de 6 ori, 6 persoane s-au hotărât, fără chemare. Ei, de atunci omul ăla e pocăit, o lua botezul, Domnul a făcut un om de nădejde, se roagă în adunare, cântă în adunare. Nu este asta o minune? Eu am spus la noi, toate surorile sunt cu batic gros, așa, legat în față și nu-i niciuna altfel, nici o fetiță adusă la binecuvântare, dacă vrem. Eu nu vin cu rânduială asta, dar trebuie să aveți un semn al stăpânirii, un semn să aveți al stăpânirii voastre. De ce lucrează îngerii cu semne? Nu știu. Nu știu să-i explic. La Sfântul Ilie era repetiții de cor, au cor mare de 100 de persoane. Și era fratele Vasile Lungu, om de ordine. Ăsta a fost de toate. Și bătăuș, și tăia de cuțit, și fotbalist în divizia A, și pușcăriaș. Acum s-a pocăit și era de ordine. Și în timp ce era repetiții de cor, vine o soră tânără. Nu mai putea trage aerul, sufla greu cu poșeta în mână și ăsta spune, iese, ce-ai pățit, măi, fată, ce? Frate Vasile, a fugit un golan după mine să mă prindă. Vasile se uită așa și spune, măi, dacă aveai batic pe cap, îngerul Domnului te ocrotea. Că ea n-avea. Dar ea spune, nu-i de asta. Apoi dacă nu-i de asta, du-te și mai dă vă două turi ca să te înveți minte că-i de asta. Știi? Cunosc o familie din Italia, din Roma, dacă vreți îi spun numele. Era, acum s-a mutat în Suceava, s-a mutat cu toată familia, au venit în Suceava, locuiesc în Dumbrăveni, dacă nu le spun numele, că îl știu foarte bine. Sora era acasă și pe când era sora acasă, dar avea o pocăință așa cum o avem noi câteodată. Mai merg la adunare, mai lipsești nu știu câte duminici, bate în brăci cuvincios, bate în brăci ca lumea, ba, așa, căldicel, știi? Și la un moment dat, spunea sora asta, a venit diavolul în fața ei, o apariție hidoasă, înspăimântătoare, și a spus, am venit să-ți iau viața, dar pentru că ai fost dus la binecuvântare și sunt mijlociri pentru tine, n-am ce să-ți fac, dar mă duc să-l omor pe bărbatul tău. Sora asta spunea, măi, eu când am văzut cu ultimele puteri, așa că era o groază, am spus, sângele Domnului să te mustri.
la care diavolul îi spune, care sânge? Că tu ai, și eu spus exact, avea ani de zile de când nu te-ai împărtășit cu sângele Domnului. Pentru mine asta a rămas o întrebare. Eu merg prin adunări și e cina Domnului și mă împărtășesc. Și mă duc acasă și uit la nevastă și spun, măi, nevastă, azi am luat cina. Sau să spun la comitet. Dar uite că Dumnezeu știe când ai luat cina și diavolul știe. Că îi spune, care sânge? Tu ai și eu spus exact atâta de când nu te-ai împărtășit. Și în momentul acela a dispărut diavolul, ea se duce în bucătărie să pui mâna pe telefon. Și îmi spunea sora, frate, în ușa bucătăriei era un înger puternic, strălucitor. Mi-am dat seama că e îngerul Domnului și am vrut să-i spun ceva. Și el mi-a spus, acoperă-ți capul, n-am voie să vorbesc cu tine. Și i-a pus mâna pe telefon și l-a sunat, măi, la bărbatul ei, ai grijă. Și el spune, lasă-mă în pace. Și eu, că acum ea într-o intersecție, într-un sens girator, eu aveam prioritate, a venit un tir să treacă peste mine. Nu știu, numai Dumnezeu m-a scăpat. Nu știu de ce îngeri ăștia lucrează așa cu semne. Revin la textul de care vorbeam. Și era acolo un gosem, niște semne. Sângele e un semn pentru îngeri. Dumnezeu a hotărât lor rânduială în seara aceea. Și a spus în tabăra lui Israel, asta e rânduiala. Și în biserica Domnului este o rânduială. Nu face fiecare cum vrea. Mi-aduc aminte că la noi, care suntem o biserică conservatoare, au venit frați mai târziu din sat, oameni, fete, băieți, s-au pocăit și le spunea fraților, prea ne țineți așa cumva strâns. Uitați-vă cum e acolo, uitați-vă cum e acolo. Și s-a ridicat fratele Ieremia în picioare. Omul ăsta a fost 35 de ani prezbiter. O lăsat acasă 10 copii și o plecat în pușcărie pentru credință. Când a venit șeful de post să-l aresteze, șeful de post, Afrasin îl chema, îi spune, Bad Ion, trebuie să-ți pun cătușele, dar mi-e rușine să te duc cu cătușul prin sat, hai că ți-l pun la post, hai așa pe lângă mine. Și l-a dus, o lăsat copiii, o făcut pușcărie. Și acum fratele Ion s-a ridicat și a spus, măi, oameni buni, eu m-am pocăit din tinereța mea. Înainte de a mă căsători, eu m-am pocăit, am venit la adunare, am găsit niște frați bătrâni aici, mi-au plăcut felul lor și m-am hotărât cu dânșa. Voi ați venit mai târziu, unul câte unul tot ați venit și v-a plăcut cum suntem noi și ne-ați găsit așa și ați spus că-i bun și ați venit că-i bun așa. O mai trecut câțiva ani și spuneți că nu-i bine la noi și spuneți că să ne schimbăm noi, apoi eu nu mă schimb după voi. Voi aici ne-ați găsit, așa ne-ați găsit și așa rămânem noi. Noi nu ne schimbăm în pocăință și voi faceți ce vreți. 35 de ani a lucrat la CFR-ul, 10 ani a reparat locomotive. Locomotivele astea sunt mari, 22 de metri au de la tampon la tampon. Și au niște șuruburi mari, așa că puneam o cheie de 75 și cu o țapă de 2 metri strângem șuruburile. Și când venea peste o lună, tot te jucau așa. Dacă un șurub, un bulon, uitam să-l strâng peste o lună, nu mai era deloc, trebuia să o duc la reparat. Acum noi în adunare, ca și conducere, mai strângem șurubul pe aici, pe la batic, pe la fustă, pe la instrumente, pe la negative, pe la... ne mai strângem, că ele de la sine mai cedează așa. Nu-l strângem nici ca să-l rupem, că avem simț totuși așa, dar mai strângem un pic lucrurile, că ele își dau drumul de la sine. Și mi-aduc aminte, fratele Gheorghe Lazar povestea că el, când s-a pocăit la Dobric, erau foarte severi. Și avea un cioban cu vârful muntelui cu oile. Și frații din comitet mergea din când în când la el să-l verifice cu pocăința. Și când ajunge, avea un chimir de la lat bătut cu țânti tot, galben și roșu. Și asta nu era voie la pocăință. Și îl întreabă fratele Gheorghe, mă, dar ce cu chimirul ăsta pe tine, cu brâul ăsta pe tine? De ce-l porți? Cât ai de gând să-l porți? Știi că nu-i voie? Dar ciobanul îi spune înapoi, îl mai ascund așa până moare Moise, că Aron o să ne dea-i voie. Și uite așa începe pocăința noastră, știi ce nu e, ce n-avea voie bunicul meu, m-a spus că a fost 25 de ani condamnat. Și ce n-avem voie în adunare la părinții noștri, intră lumea, strică, forțează ușa, așa, ca să intre, ca să intre, o leacă mai larg. Am predicat la Elim, la Timișoara, despre ușa cea largă și ușa cea strâmtă. Și le-am spus acolo o întâmplare, când m-am dus odată la o nuntă, nu eram invitat,
M-am dus mai târziu, plăvonou, știeva, intra Mirli și Mireasa în adunare. Eu nici nu știam că-i nuntă. Și atunci am văzut prima dată rochii de mireasă cu cerc de sârmă jos, așa larg. O rochie mare, eu mă miram cum distă, mi-a spus cineva că are o sârmă fierbeton buză și stă așa rochia largă. Dar problema e că a vrut să intre în adunare și era deschisă numai jumate de ușă. Dacă ei tot au intrat frață pe ușa aceea și acum voia să deschidă partea a doua și nu mergea că era ruginit. O dus unul în patent, o șurubelniț, o zdrelină, deci nervos. Nu s-a mai deschis partea a doua. Eu m-am dat deoparte și așa mă bucuram. Doamne, să nu-ți deschidă partea. Doamne, să stiei ușa ce e strâmb de acolo. Și una îi spune că e tot voia să intre la Iureasa, să intre la altar. Cum? Și nu putea, dar una deșteaptă îi spune, dă-te tu pe o parte. Și când s-o dat pe o parte, tot cercul tot rotund și pe o parte. Și nu putea, erau comi stare. Și a venit una isteață și i-a ridicat așa rochea pe o parte și a băgat-o și a dus-o așa până... Și eu asta am predicat la Timișoara, cam așa e cu ușa strântă. Nu lăsăm tătiniresele să vii cum vreau ele în adunare, pocăință, știi? Și a Moise-i mai ține, că vine Aron din urmă. Eu vrea ca Domnul să ne dea pocăință, frate. Amin? Eu odată aveam un băiat bun în adunare și vorbea cu o fată nipocăită. Și i-a spus, băi băiete, ai grijă că aceea e nipocăită. Zică, frate Dragoș, e olimpică la română, scrie niște poezii, bă, nu-i pocăită, bă, ți-a scrie niște poezii, tătă viața ai să reciți plângând. Și apoi o lăsat-o și s-a însurat bine. Odată veneam de la o evanghelizare pe la 11 noaptea, trecut de 11. Și în stație la noi, un băiat din adunare, necăsătorit la ocazie. Făcea, eu trec, îl văd, dau înapoi, hai să-i sus. El mă întreabă, de unde vii, frate Dragoș? Bă, a fost la o evanghelizare. Dar tu? El începe să râdă, că tot la evanghelizare. Și eu m-am oprit, dar unde? Unde a fost evanghelizare? O zic, am eu o filistean, că mai merg și o evanghelizez, poate spocăiește. Bă, băiete, ai grijă, mă. O lăsat-o pe filistean, că nu o luat-o, e căsătorit în comitetul adunării, un om foarte pocăit. Băi, eu când eram cavaler, era o lege aspră pusă la noi. Băiețe n-au voie să vorbească cu fetele. Asta era legea, au pus-o bătrânii. Și eu mă gândeam, mă, de ăștia atât s-au însurat, băi, cum s-au însurat ei fără să grăiască niciodată cu fetele? Dar așa de tare îmi temeam de frață noștri, că frață spuneau, măi, fetele, ele tăte vor măritate, cele mai multe. O, dar lasă-o, dacă nu vrea. Și în moment când un băiat îi face un compliment și îți bagă o leacă în sufletul ei, e deja trage nădejde, se înferipă acolo un sentiment. În momentul când întorc spatele, ea rabdă, ea suferă, ea o crezut ceva și nu e așa. Și spunea frață, băi, nu răniți sentimentele lor, nu vă jucă, nu vă jucați cu ele. Și eu cu soția mea, ea a făcut curățenie la o soră lângă mine și a apucat-o noaptea și sora mea mai mare cu 10 ani ca mine a spus, Dragoș, du-te două pe zânica acasă că se teme. Și eu am luat și m-am dus, 100 și ceva de metri, n-am vorbit nimic. Dar după aceea trebuia să vorbesc. Și primul lucru care mi-a spus, măi, eu te duc acasă, dar nu vorbesc cu tine. Ca să știi, să nu-și facă el o părere. Ei, după aia am vorbit. După aia ne-am căsătorit. Și odată venim de la lucru, am avut după 25 ani de căsnicie. Și am spus, băi, dă ceva să mănânc, mă duc până în câmp să posesc. Ea, mânioasă, dar ai spus că nu vorbești cu mine. Când ți-am spus că nu vorbesc? Când m-ai dus acasă? Bă, tu umbli după năluci, bă. S-aduce aminte de acum 30 de ani. Dar așa era la noi. Și eu atunci, în adunare, am organizat întâlniri ca așa astea. Băi, la mor, nu-i voi. E voi la mor? Dar noi este un frate foarte conservator. Și au venit și ne-au ajutat în stăruință la Duhul Sfânt, o trinsie. Și o strânca și Domnul botezat. Și acum îi spunea, copii, dacă Domnul v-a botezat cu Duhul Sfânt, ungerea vă învață? Și ce vă învață ungerea? Ungerea vă învață că nu mai aveți voie la mor. Băgați de seamă că eu merg des pe acolo. Și dacă vă văd pe unul, cu mine aveți de lucru. Și cât era din sobră întâlnirea, ăștia au început a râde. Și el și-o da seama, că mă mai cheamă câte un frate și îmi dă câte o mâncare. Nu i-a spus, bine, măi, la mol nu-i voie, la patinoar nu-i voie, la film nu-i voie, pe stadion nu-i voie, dar eu n-am fost de acord ca băieți să nu se întâlnească cu fetele.
și le-am făcut întâlniri în adunare. Din 10 adunări mari, am făcut o întâlnire la noi în sat. Timp de rugăciune, timp de învățătură, într-o sâmbătă, de la 9 până la 4 după amiază. Am făcut o zi prelungită așa. Și le-am dat eu două ceasuri, dar nu le-am făcut masă, că erau sute. Le-am dat stixuri de astea, ca să nu sunt grașă, știi? Le-am dat câte biscuiți, fetele, câte un ceai. După aia am băgat în adunare și ia. Și la urmă am tras eu concluzia. Măi, v-a plăcut? Da. Care parte v-a plăcut cel mai mult? O să pauză. Eu cunosc un tânăr care avea vreo 30 și ceva de ani, era deja disperat și voia să căsătorească, s-a împrietenit pe Facebook cu o fetișoară, s-a văzut, s-a cunoscut, amândoi erau din Suceava și-o dat seama că noi ne cunoaștem de mult, o pus înaintea Domnului, Domnul a spus nu, și-o pus înaintea Domnului când nu, și-o fost la un proroc și îi spune prorocul, dar era el cu ea, cu mama ei, cu mama lui, în familie. Și are o prorocie pentru un frate, spune tânărului, păi ultima barieră care ți-o pun înainte. Dacă o forțezi, vei face ce vrei, dar nu vei fi binecuvântare. Păi și când se ridică mama Mireasă, Mireasă avea și eu 30 de ani. Frate, ce ți-o arăta Domnul? Cum ultima, dar ce are fata mea? Dar ce fata mea așa? Prorocul, măi, băi, dați-mi pace, dați-mi pace. S-a căsătorit. În ziua de azi o divorțat. Nu a durat o lună și o divorțat. El e divorțat și ei divorțat. În Iași era fratele Costică Macoveciuc, păstor. Și el a dat niște botezuri. Au avut 11 candidați. Și după botezuri au făcut cina. Și la cine o spus fraților? Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce, nu? 1 Corinteni 11:28. Dar avea o hârtie albă în Biblie și le spune asta nu-i pentru voi, la candidați. Voi sunteți cum e coala asta, voi acum așa și din apă. Și când trece cu trupul Domnului, unul din ei nu se ridică. Și spune, frate, dar nu e cina. Frate, nu-s vrednic. Și spune, mă, dar cum ai luat boteză? Frate, nu-s vrednic. Ei, ca să evite, așa au luat-o plecat, la urmă, măi, băiete, vină în coace. Păi, de ce n-ai luat cina? Frate, eu m-am prietenit, am o fată aici pocăită, ei au spus că nu discut cu mine dacă mă pocăiți. Ce trebuie să fac? Umblu leacă la adunare și e boteză. Am umblat la adunare și am luat boteză. Când ai spus dumitale fiecare să se cerceteze, eu m-am cercetat și am văzut că motivația mea nu e bună. Și mi-e rușine de mine și mă rog Domnul să mă ajute. Nu mai știu, nu mi-o povesti, frate, ce s-a întâmplat. Eu când eram tânăr, ne adunam în casă copiii la rugăciune, fete, băieți, că eram mai mari. Întotdeauna taic nu venea între noi. Păi dacă mai enerva un lucru, era prezența lui. El venea, nu făcea mari lucruri, nu mai punea așa o întrebare, sta între noi. Nu, de tot timp, lasă-l un pic. Și el sta acolo. Acum înțeleg de ce sta. La noi a plecat odată un frate din România la 70 ceva de ani în America. Dar acolo se lucrează. Și gazdele i-a spus, frate Gheorghiță, avea o casă mare, un hol mare, un copac de ăsta, ca la seră, mare, așa. Noi plecăm la lucru, matale mănânci de acolo, dorme acolo, de toaleta e acolo. Și îmi spunea odată mie, măi, eram în casa aceea, stam așa la umbră, sub copacelul acela, și a venit o fată de la casă. Dar a venit cu un băiet. Și numai ce a intrat în casă și băietul voia să-i arate cât de tare o iubește. Și au avut așa niște gesturi și când s-a întâmplat, l-a văzut pe moșul. Și a venit la el, fața Domnului, fața Domnului. Dar fratele Gheorghiță îi spune, băi, am să vă spun o poveste. La noi, în sat Bosanci, pe un deal mare, așa așezat. Este așa un drum lung, care îi dădeau copiii cu sane într-o iarbă. Și treceau copiii cu sane, așa, acum unul mai nepriceput, nu știu cum o cărni sanea, o dat un moșneac jos. O lovit un moșneac, s-o căzut pe spate și am băiatul s-a oprit, știi? Și a venit înainte la moș, așa, dar moșul a scuturat căciuna și a spus, măi băiete, măi, te rog iartă-mă, că dacă nu te încurcam, doar tu erai cine știi unde a ajuns. Și băietul nu știu, dar fata s-a prins. O că nu ajungeam nicăieri, frate Gheorghiță, nu că ne-ai încurcat matare.
Știi? Mai trebuie încurcați câteodată, mai trebuie spravegheați, mai stau în gândânjă, chiar dacă nu-i prea plăcut. Vine o altă fată la mine, spune, frate Dragoș, am avut o lucrare că trebuie să mă mărit cu... Eu văd, dar ție îți place de el? Nu îmi place deloc, nu-l pot suporta. Ce să fac? Eu mă tem de Dumnezeu. De măi, fată, mai așteptăm și se pot întâmpla două lucruri. Unu, se pot schimba sentimentele tale sau poate ca lucrarea să vadă că nu-i de la Domnul. Într-o conferință de tineri, un băiat mai îndrăznesc m-a întrebat, frate Dragoș, cât îi permis, cât îi recomandat să vorbească un băiat cu o fată înainte de căsătorie? Și eu încerc să le explic, dar el zic, nu, frate, cât ai vorbit dumitale cu soția dumitale înainte de a căsători? Și el a spus, mă, eu am vorbit 15 ani. Și el a făcut ochii mari, cum așa? De la 5 ani până la 20 am vorbit cu el. Până dacă suntem în adunare și vecini și prieteni, ea de-o seamă cu sori mea, eu de la 5 ani o cunosc. O zic, nu, frate, cât ați fost prieteni? Tot timpul am fost prieteni. După ce ne-am căsătorit, mai dușmănim, dar cât am fost necăsătorit, am fost numai prieten. Ea era prietenă bună cu sora mea, de o seamă, cântăreță, cântau pe banca la cor, amândouă. Și eu eram băiat pocăit, predicam Evanghelia, dar tot mă mai ducem în vizite prin sat oceala, prin sat oceala. M-am dus la una să mă învețe scând la acordeon, îmi plăcea cum mă învață. Mă duc la una că să facem un poem. Niciodată n-am văzut-o pe ea. Până când a făcut așa, acum, nu știu, clicul ăla. Deodată mă uitam la ea, bă, ce fată bună e asta. Și eu bat coclarurile tăte. Și era toamna. Și am condus o casă și am spus că e drag și vreau să fac nuntă. Dar vreau să fac nuntă acum, era noiembrie. Și i-am spus, băi băiete, du-te acasă, eu nu fac nuntă, nu iară. Du-te că în primăvară, gata, facem nuntă. Dar eu duc noiembrie, decembrie, ianuarie, număram lunile, mai ceva ca în armată. Măi băiete, du-te că în primăvară facem nuntă și am făcut. Eu la fata aceea care mi-a spus că are prorocie, dar nu-i place deloc, i-a spus, mă, nu disprețuim prorocia. S-a putea Domnul să facă un clic în inima ta și dintr-o dată trebuie să-l vezi. La noi a fost o căsătorie în sat, o fată mă frumușică și îi steață așa, din tot punct de vedere, plăcută. S-a căsătorit cu un băiat înalt, cu coșul, tăt, și o leacă mi se părut mic, e clăpărugă. Și eu am fost la nuntă, dar ce să-i spun la fată? Îi spun la nevastă, băi, ăsta nu era de nasul ei. Nevastă, ești cu pămir că s-a dus după dânsă. Dar s-a dus, am dat plicul și am plecat de acasă. Nu? Plicul l-am dat. Trec ani de zile. S-au stabilit în diaspora. Băiatul ăsta, la cât era de înalt, a pus carne pe el. Coșul i-a dispărut. E un bărbat așa înalt, frumos, îi patron, are câteva locuințe care îi închiriază mii de euro, ea este o doamnă elegantă, ce jeep conduce. Și ne-am întâlnit iar la nuntă. E acum cu familie, cu copii, după ani de zile, știi? Și eu zic, bă, uite ce s-a făcut din băiatul ăsta, nu știi? Uite ce s-a ales din el. Nevastă mi-a spune că nici urechile, parcă nu s-a așa de mare. Eu am spus, băi, numai că omul când slăbește, slăbește la burtă, urechile nici nu se îngrașă, nici nu slăbesc. Dar el a pus carne pe dânsul, s-a împlinit, urechile erau normale. Ei, fata asta am văzut prin credință. Eu odată eram într-o adunare și ne-o lua să mâncăm cineva, o adunare foarte modernă. Și surorile s-au schimbat, cred că tot erau în minijucă. Și o zic, frate Dragoș, ai ceva potriva mine de jucru, că mă uitam urât așa la el. Și eu zic, da, nimic, și doar scrie în Biblie, potriva lui. Și eu spun, unde scrie? Și eu zic, în Ieremia, de că nu m-am gândit, dar hai să spun asta. În Ieremia, parcă 2 cu 24, nu? Sau când scrie acolo, da. Măgăriță sălbatică, deprinsă cu pustia, care gâfâie în aprinderea poftelor ei. Toți care o caută, nu-i nevoie să o stănească, o găsesc în vremea ei. Nu-ți lăsa picioarele goale, nu-ți usca gâtlejul de sete. Dar tu zici, degeaba, eu iubesc Dumnezeii străini și vreau să merg după ei.
Și zic, măi, fetelor, erau măritate cu bărbață. La una era director general silvic, la unul era președinte de partid, la una bărbatul era primar, era o ceată selectă. Zic, măi, eu când văd o femeie în Mineșug, scrie Biblia, nu-ți lăsa picioarele goale. E ca o măgăriță care gâfâie în aprinderea poftelor. Vă, dar de unde mi-e scos, nu știu, versetul ăsta? De Scriptură, de-o scris de Duhul Sfânt acolo, știi? Ei, unele fete cuceresc băiețe cu formele lor frumoase. Dar ele cuceresc băieți bolnavi. Că unii sunt bolnavi băieți de frumusețe. Ai, ce corp are, băi, ce cât e de frumoasă, cât e de elegantă. Și fata asta cucerește prin frumusețea ei un băiat bolnav. Și se întâmplă că se mărită, pune mâna pe el, la câteva luni rămâne gravidă. Și când rămâne gravidă, face o burtă mare, și face pete pe față, și nu poate mânca, îi se face rău, și fata nu-i mai frumoasă. Ea o pierdut ceva din frumusețea aceea care o a avut-o. Spuneam eu că se transformă. E frumoasă ca o gravidă, dar nu e frumoasă ca... Dar băietul nu a pierdut boala. El tot boală de fete frumoasă are. Și când o vede pe nevasta cu burtă mare că nu poate merge, el se uită după alta frumoasă, că el nu-i vindecat. Și voi, armele cu care i-ați cucerit pe băieți, cu acele arme și pierdeți, că știți? L-ați câștigat, că a venit și v-ați arătat, și când nu mai sunteți așa, îi se uită după altele, că vin altele așa cum ați fost voi. N-ar fi bine să cuceriți un băiat prin lucru de valoare? Știți dumneavoastră că Domnul ne poate călăuzi și prin nepocăiți? Am să vă spun ceva, dar să rămâi aici între noi, da? Când eram eu mai tânăr, m-am uitat aia prin adunare și mi-a plăcut de o fată. Cântăreață foarte bună. Să vă spun? Măi, și mă gândeam eu, mă rugam Domnul, așa, oare corect, oare cinstit, a făcut școala pe nu știu unde. E, ca băiat, așa. Nu, la noi eu vin de o biserică foarte conservatoare. Pentru că trei băieți au plecat în armată, cu valize la autobuz seara la 9, și trei fete au ieșit ca să-i conducă, numai să-și iei rămas bun, le-au pus deoparte. Așa, mă trebuie băieți, deoparte, gata, nu mai cântați în cor. Deci aveam teama asta și mă tot gândeam, măi, să grăiesc, să nu grăiesc. M-a rugat Domnul să mă călăuzească, o dată veneam de la București. Sunt cu un compartiment. Înainte de plecarea trenului, unul aruncă țigara pe peron, urcă în tren, vine la mine în compartiment. Liber, Domnul, liber. Și stă, de unde ești? Din Suceava. Din Suceava, de unde? Îi spun eu, de unde? Și el mă întreabă, băi, o cunoști? Și îi spun exact fata asta. Dar eu nu mă dau de gol, dacă spun că o cunosc, e vecină. La noi satul e mare. Domnule, el îmi spune niște lucruri foarte urâte. Foarte urâte despre ea, dar foarte adevărate, m-am convins că erau adevărate. Și mai merge votrii, spune, hai, salut, eu cobor aici. Coboară jos și eu mă gândeam, ei, înger nu a fost, că avea țigară în gură când a urcat. Dar cine e ăsta care mi-a spus tot ce mă interesa și din ziua aceea m-am liniștit. O fată stau de vorbă și are vreo 17 ani și... Se punea problema căsătoriei, vorbesc, am vorbit și cu băiatul, am vorbit și cu fata, îi voi, frate dragul, și el are 37 sau 38, cavaler necăsătorit, și discut cu fata asta, e dragă. Și eu spun, măi, cam mare diferența asta între voi, nu cred că e bună. El spune, frate, dar eu mă mărit cu cine vreau, dar în Domnul. O, zic, asta e pentru văduve, scrie, măi. Asta e pentru văduvă, că el a consumat o căsătorie, nu mai poate în minte așa chiar pretențe de mari. Dar tu ești o fată tânără, la 17 ani, frumoasă, pocăită, te-a încântat, eu am știut, i-am spus și te-a încântat la băiatul ăsta, dar gândește câți 20 de ani diferență. Eu recomand în căsătorie să aibă vârste apropiate, să aibă un grad de cultură apropiat, că dacă el are două facultăți și ea nu are, nu știe tabla mulțirii, în timpul vieții va apare o înjosire, o nesocotire inevitabilă. Eram odată într-o familie și sora ne servea acolo tare repede și stresat într-un fel și eu cu dantura mai stricat așa, îi spun la o fată mai înaltă ca mine, cu o palmă, de cază-mi te rog o scobitoare. Și ea se uită, scobitoare?
Vezi, scopitoare! Mama, unde scopitorile? Și mama se mă întinde mâna printr-un dulap, ia scopitorile și mi-o aduce. Și mă gândeam, măi, fata asta nu știe unde scopitorile la casă. Mie copiii mi-au dat de Dumnezeu după aproape 13 ani. N-am făcut nimic ca să n-am copii, n-am făcut nimic ca să am copii. A fost o făgăduință a lui Dumnezeu. Era condiționată intrarea mea într-o slujbă pe care eu n-o voiam. Când m-a ordinat frate la o adunare de 700 de membri, nu era niciun frate presbiter, omul lui Dumnezeu, fratele Remia, a fost chemat acasă, frate m-au ales presbiter. Am cerut un timp de gândire și le-a spus, nu pot. Și nevastă mi-a spunea, nu-ți trebuie. Și am argumentat prin faptul că nu am copii. N-am copii, cum să fiu presbiter? Ba unii spunea, o cumnată de-a mea a venit, mi-a dat o pernă și o zic, n-am învață să-ți zic copiii că ai binecuvântări și tu li rugi gâtul, dacă nu le știi. Așa eu am râs și m-am supărat și n-am copii și nu pot fi. A venit un proroc într-o seară și îi spunea nevestei așa, ascultă femeie, dacă vei înțelege care e slujba bărbatului tău, ridic o cara și îți dăruiesc familie. Dacă nu-l voi pune bolnav toată viața în pat. Nevastă mi-a plângea la urechea mea și îmi spunea atunci pe genunchi, prinde-te presbiter, prinde-te. Acum eu m-aș fi prins, dar nu m-a mai întrebat nimeni. O venit vremea când m-a întrebat frate, iară, am acceptat să fiu presbiter, soția a rămas însărcinată, am o fată cea mai mare în clasa 9, a rămas însărcinată cu un băiat, a rămas însărcinată a treia oară, și când era a treia oară, în a treia lună și jumate de sarcină, eu mi-am dat demisia. Am aranjat adunarea, am pus un presbiter, am organizat comitetul și într-o duminică dimineață, la ora 10 și 20 de minute, după timpul de rugăciune, am spus fraților, am fost câțiva ani presbiter, am fost păstorul dumneavoastră, vreau să mă retrag, am alte priorități și vreau să mă retrag. Frate, nu mai spun ce au făcut, că m-au pus deoparte și m-au pus înapoi, dar când am ajuns acasă, soția spune, măi, ce ai făcut? Mi-am dat demisia nevastă. La ce oră? La 10 și 20. I-am spus, la 10 și 20, am avut o hemoragie, am pierdut sarcina, am găsit-o într-o baltă de sânge acasă, am dus-o repede la spital, mi-aduc aminte de Revelion în noaptea de anul nou, m-am dus la o cunoștință, casa era plină cu 30 de persoane, dansau și fumau și eu am spus la asistenta, șeful de la spital cu care mă cunoșteam, vină până aici că moare nevasta, s-o dus în baie să o îngrijească. Și am înțeles că Dumnezeu nu face glume. Îmi povestea un frate păstor, greu a avut și el copii, au avut două fete și al treilea copil a fost un băiat. Boțul lui de aur, băițelul meu, nimeni n-avea voie să pui mâna să-l atingă, un răsfățat. El ca și pe Adonia, nu l-a pedepsit niciodată, nu l-a întrebat niciodată pentru ce face asta fiule, împăratul 1:6, referința biblică. Și într-o zi îmi spunea, măi, au venit fetele la mine plângând și au spus, tata, tu pentru noi nu ești tată? Crezi că noi nu vedem diferența care o faci? Pe noi ne pedepsești, pe noi ne muncești, pe noi ne ceri, pe noi așa. Nu ești tată și pentru noi, tu ai un singur băiat în casa asta. Și mi-a povestit fratele, păstor într-o adunare în mune, zice, măi, mi-a rupt inima. Eu eram și tata fetelor, dar avem preferatul meu. Nu faceți, nu aveți afecțiuni preferențiale. Am o povestire, eram la serviciu, vine un coleg, și eu îi spun, măi, ia jenică, hai să mâncăm, ce ți-a pus femeia în mâncare? Și el spune, taci, băi, că nu mi-a pus nimica. Dar de ce? I-a intrat fier botrica, pace? Băi, nea Jean, dar el era rău, era bătăuș, nipocăim. Păi, dar de ce ai bătut nevasta? Băi, tu n-ai turbă în cap ca mine să-mi spui un lucru. Nevastii mea umblă cu buzunarul rupt la capot de 300 mâini în casă. Și eu am mai băut cu colegii și am spus, dragă, mergem la fil? Imediat. Și când se îmbracă, vine cu o roche, bretele, cu mine jup, o zic, eu cum eram o leacă aburit, am spus, stai așa, dar tu pentru cine te îmbrăci așa? De ce nu umbli cu bretele în casă la mine, pe stradă, umbli? Și i-am tras votrica pace. Am greșit? Eu zic, mai ai greșit, măi. Ai greșit că n-avem voie să bate nevasta. Dar totuși întrebarea este, de ce ne facem mai elegante pe stradă și la adunare decât acasă? Îmi spunea un frate, a fost în America și a venit un frate la el la mărturisire, în vârstă. Nu o mărturisire, o plângere. Spunea fratele meu, noi am fost acasă doi băieți, tare bătăuși, tare răi, tare jucăuși. Și noi ne băteam și ne împingeam și ne pișcam și mama nu mai putea suferi. Și odată ne băteam în curte și a ieșit mama și în prag și a spus, să dea Dumnezeu când creșteți mari,
unul să ajungă la un capăt de pământ și unul la celălalt capăt și să nu vă mai vedeți niciodată. Și omul ăsta plângea și spunea, frate, fratele meu a fugit primul, a fugit în Australia. Așa era lotul ăla de imigrant în Australia. Eu am fugit mai târziu din țară, am fugit în America. Am 40 de ani de când nu l-am văzut pe fratele meu. Greu am putut să iau legătura cu el, că îi telefonie din astea performantă. Și iar am pierdut legătura cu el. Ne-am luat bilete ca să ne vizităm și n-am reușit să ajung la avion. Mă tem, vorba mamei să nu împlinească. Mă tem că eu pe fratele meu nu l-ai mai vedea niciodată. Știi că cuvântul tău de tată și de mamă are putere? De aceea, în binecuvântarea, în vorba care o spui, fii călăuzit de Duhul Sfânt. Povestea odată fratele Vasile Iacoban de la Cajvana, de acolo pe lângă el era o familie din Rom, cu niște băieți tare obraznici. Ba în câinii pe lucreangă, ba în cireș, ba aici, ba dincolo. Și oamenii seara la coadă, la făcut reclamație. Și odată i-am spus și eu, tante, uite băieții mă tale ce mi-au făcut. Și o scățăgangă, așa s-a enervat, s-a luat o jordie, zice, las că le dau eu lor. Și fugea după unul prin curte și ca să-l bată și îi spune, măi, să dea Dumnezeu să te văd odată inginer și pe tine. Odată să dea Dumnezeu să te faci doctor, să vezi tu cum e. O zice, măi, m-a uitat, nu cuvinte de blestem, nu spuneam nic rău de băieții ei. Ei bătea și-i voia, fuge cu bota după ei și-i voia să-i vadă inginer, să-i vadă doctor, o femeie înțeleaptă. În necazul care îl aveți, la Suceava a fost un caz, o soră stăpânită puternic de un duh. O venit frate s-a rugat, nu a avut autoritate asupra lui. O venit alt frate s-a rugat și a fost o descoperire din pricina vorbelor mamelor ei așa. S-a stat de vorbă cu mama, ei vei iau 80 ceva de ani, e cu mulți ani în urmă. Soră, ce ai vorbit, ce ai spus? Măi, fraților, era război, bărbatul era război, n-avem ce să mănânc, fata asta o aveam, umbla prin curte să ține de mine și plângeam continuu, cerea mâncare, era tare plângăcioasă. Și într-o zi am spus, luate-ar dracu și pe tine. Din momentul acela, fata s-a schimbat. Acum fata ei era bătrână, se rugau frață, posteau frață și pentru o vorbă spusă de mama, băgați de seamă, vorba voastră se prinde. La noi la școală e o problemă. Eu vin într-o biserică tare conservatoare și mă cheamă directorul, are probleme cu copiii pocăiților. Și eu postesc ca să mă duc pregătit cu zile de post. Citesc Constituția și Legea României, articolul cu tare, cu tare și cu tare. Mintea mea, domn director, facem război. Și mă duc în cancelare. Și directorul îmi spune, domnul Croitor, vă apreciez. Copiii dumneavoastră sunt cei mai buni copii din școală. Văd că au un grad de cultură, sunt foarte civilizați, foarte educați, dar eu stau în gardă. Știu ce urmează acum. Și el spune, domne, hai să vă mai spun ceva. În viață nu au ajuns oameni mari ăia care au pocnit din bici pe scenă. În viață au ajuns oameni mari care au fost buni la chimie, la fizică, aveți niște copii deștepți. Eu nu cu copiii am probleme, eu am probleme cu părinții dumneavoastră. Și spune-mi dumitale, eu ca director ce să fac, domnul Croitor? Ce s-a întâmplat, domnul director? Chiar mi-e milă de el acum. Și el îmi spune, domne, vin unele mame de la voi, vin unii tați și ne spune, domn director, copiii noștri nu merg la bal, să ne fie clar. Copiii noștri nu merg la dansuri moderne, nu-i năcăjit. Copiii noștri nu cred în Moș Crăciun și în Moș Nicolae. Vă rugăm frumos, avem libertate religioasă, nu-i năcăjiți. Și am spus, bine, domnule, vă respect. Și el înșoptește, și părinții mei sunt penticostali. N-am știut asta. Și eu mă gândesc dacă nu trebuie să mă pocăiesc, când spunea directorul. Și astăzi e directorul la noi. Dar vin unele mame de la dumneavoastră, spune, domn director, dar copilul meu odată termine clasa 8-a, nu facem un banchet? Dar copiii mei nu facem o sărbătoare, nu, și vin cu cadouri și vor să le dăm. Uite, de Moș Crăciun, asta să-i dai la copiii mei. Domnul păstor, știți ce vă recomand eu? Mergeți la dumneavoastră acolo la biserică, faceți o ședință și încercați să vorbiți aceeași limbă. Încercați să vorbiți aceeași limbă, luați niște hotărâri și vă aștept la cancelare cu hotărârea dumneavoastră. Băi, m-am desumflat ca un balon. M-am văzut că eu slujesc peste o biserică foarte împărțită.